Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Ne-am adunat cu toții la noi, e casă de nebuni. Dacă nu ne vezi, venim la tine acum. Îți aducem concerte, interviu și glume, cocktailuri mei nu le vom bea. Suntem pregătiți pentru tot ce-i mai rău, dar ne vom distra. Bună seara, doamnelor și domnilor! După atâtea zile libere, de mici, de fleici, de beri, ce poate merge mai bine decât un Tonic Show? Să-l aplaudăm pe Nicu Bendea! Domnule, nu știu, naufragiații de pe Titanic, ăia care au luat țepe de la baptiști în făget cu blocurile, nu știu, supraviețuitori, dar noi, ăștia care am trecut cu bine peste weekendul prelungit, suntem niște eroi! Sper că sunteți sănătoși, fără indigestii, că tot nici o să fim o oră jumate în direct! Domnule, am avut un weekend așa de lung, aproape la fel de lung ca mandatul de prim-ministru al lui Mihai Răzvan Ungureanu. Ăla mandat, că o și zis maică-sa. Ui, să-ți pun pachet sau tidiemită ăștia, ui. A fost chinuitor pentru dinți, cam mestecat. A fost depresiv pentru dietă, a fost stomacul s-a zbătut mai tare decât s-a zbătut Pepe când îl lua la pumni Oana Zăvoranu. Unii mai de modă veche au sărbătorit ieri ziua muncii, alții toată ziua de azi au fost ziua mucii. Știți versurile alea? Fă-te muci, fă-te muci, bea mai mult decât poți să duci, fă-te muci. Fă-te muci! Așa că să ne facem o idee, în 4 zile de weekend prelungit cu ocazia zilei de 1 mai, românii au consumat, nu o să vă vină să credeți, 50 de milioane de litri de bere. 50 de milioane vociștilor. 50 de... Să vă faceți o idee ce înseamnă cantitatea asta imensă. Imaginați-vă că ea s-ar prăvăli dintr-o dată asupra Cluj-Napoca, orașului Cluj-Napoca. N-ar mai rezista nici blocul ăla înalt din Zorilor. Dom'le, s-ar rade tot de pe suprafața orașului. Ar fi mai mare catastrofă decât dacă s-ar rupe barajul de la Tarnița! În argou vorbind, așa ne-am pleznit că la ora asta, la ora asta, țara întreagă este un ficat imens în piuneze. România, Republica România este ca ficatul lui Bute după un meci de 12 runde. În fine, alții au îmbinat inutilul cu neplăcutul, cum ar fi colegul nostru de platou, cel mai adevărat leu deocamdată, domnul Mișu de la Lumini, care astăzi împlinește 28 de primăveri. Vă rog frumos, focusați pe mine. Mișu, toată viața lui și-a dorit să fie lampagiu. Dacă trăia în perioada lui Jean-Jacques Rousseau, era iluminist principal. Dar uitați ce fac masteratele din om. A ajuns un orfan cu tricou alb și cu un căluț, să zicem că e tricou polo, în spate,
în spate la... Dea Dumnezeu sănătate și ce știu eu, că vorba lui Florin Piersic, eu știu multe, mă! Acum, să ne înțelegem, eu sper din tot sufletul că ați respectat prevederile noi, legea picnicului sau ale picnicului, că-s mai multe. Nu poți să începi un picnic. Îți votrizăci că tăți sau acole mici în caserolă, mici de someșeni, de amari. De obicei, nu-i ca și la femei. Când pui micul pe grătar, să... Dom'le, micii de someșeni, dacă îi pui așa mari pe grătar, după ce se prăjesc, îți și mai mari. Că așa-i vezi de la bere. Principalele prevederi ale noii legi care vizează picnicul spuneau: 1. Să nu parcați mașina unde e iarba mare. Sper că ați parcat-o unde e iarba cât casa. Să duceți gunoiul după picnic în locuri special amenajate, care sunt special amenajate la 3 km. Nu, noi ca buni români am dus gunoiul, nu? Nu eu! Da. Și nu în ultimul rând, sper că nu ați ascultat manelele tare, ci manelele le-ați ascultat la maxim! I-auzi? I-auzi cum curge? Să grătar și poți fi rege, bum, țupa, țupa, nu mai ține cont de lege, bum, țupa, țupa, legea e doar pentru proști, Doamne, nu și pentru curajoși. Noi să fim sănătoși, că prilejuri de grătare se găsesc. Aseară când m-am întors din Băișoara și m-am uitat de deasupra, Clujul era ca un apendice, strangulat de o parte din Someșeni, de o parte de către Gilău. Și... în fine, am ajuns acasă, am pornit televizorul și cine era pe ecran, pe toate televiziunile, chiar și pe Bumerang. Aveți Bumerang? Da, pe el facem dragoste, era... Era Victor Ponta și anunța noul guvern, că l-a și întrebat Crin Antonescu, zice, auzi, Victor, pe la ce oră faci anunțul cu noul guvern? Pe la 9 și ceva. Așa târziu? Ce să zic? Avem un guvern nou. Dar vă spun un secret mic. Atâta mă interesează pe mine, Nicu Bendea, că avem un nou guvern, la fel de mult cum o interesează pe Oana Roman, câte calorii are o șaorma. Nu mă interesează. În fine, Clujul este foarte bine reprezentat. Avem 2 miniștri, unul la externe și unul la interne. Cum ar veni, suntem asigurați și pe exterior și pe interior. Nimeni nu știe, sau foarte puțină lume știe, că Victor Ponta a întârziat când a fost chemat de Traian Băsescu să își preia mandatul de premier, deoarece soția Daciana i-a făcut un pachetel. Domnule Daciana, eu îmi doresc să am o nevastă ca Daciana. Pe lângă că e spălăcită. Adică asta e soția Dacie, mă, soție pe viață. Domnule, Daciana a auzit că Cică Băsescu are băutură gârlă, dar trebuie să fie acolo ceva mai... o sărățea, o ceva. Sau vorba cântecului, nu domnul Rotiș din 14 iulie. Gata, Daciană, sandvișu, că m-o chemat Băsescu, ca să conduc guvernul, ai cărăumni, dată Băse îi șefu, ai la, ai la, ai la. Da. Miniștri noi, miniștri vechi, spre surprinderea tuturor, primarul Constanței, L.C. Radu Mazăre, nu face parte din nou guvern. El a declarat presei: după dracu să merg în guvern, e sărăcie lucie. Mai bine stau la Mamaia, la barieră, și mă fac full de bani. O, nu-i prost.
Prima măsură pe care o va lua Victor Ponta în calitate de premier va fi aceea de a nu ne mai împrumuta noi românii de la FMI. Bă! Tată! Nu ne mai împrumutăm de la FMI. Dar de la cine? De la Nicolae Guță. Ne împrumutăm de la Nicolae Guță, care e mai tare decât Banca Elveției! E un băiat de miliarde care e dea Dumnezeu la Ponta dacă îi face împrumuturi de milioane. Deci Guță o să iasă bine în sondaje maneliste. În afară de grătare, în afară de guvern, în acest weekend, un tânăr din Dej, nu știm de-a cărora din Dej, a forțat ușa loteriei din localitate. Da, așa am zis și eu în prima fază. Dom'le, cât de beat sau de prost să fii să mergi să forțezi sâmbătă noapte ușa loteriei. Oricum banii se predau, vin aia cu gențile, duc banii. Nu știe nimeni de ce a făcut el acest gest extrem. Știți motivul? Ci că iubita lui i-a reproșat că așa-s iubitele. Și ajungeți la vârsta la care o să vă dați seama că iubita mai reproșează. Dar e prea târziu. Și ea zice, dragă, am nevoie de numere noi. Atunci săracul ce să facă? S-a dus la loterie că săptămână de săptămână se extrag numere noi! Domnule, omul a fost orientat, la fel cum a fost și Leonardo da Vinci, care ieri, dacă mai trăia, își sărbătorea ziua de naștere undeva la coada lacului la Tarnița. Leonardo da Vinci de tânăr pictează, sculptează, proiectează. Un om complet de la sfârșitul renașterii, cam la fel este și Băsescu. Bea, fumează, dansează, înjură. Și un om complet terminat de la sfârșitul renașterii României. Și chiar azi, pe data de 2 mai, alături de domnul Mișu, regele luminilor, acest om acum, nu știu dacă știți sau nu știți de ce nu se mai face minerit în Valea Jiului. Nu le mai dă ăsta lumină la lampe. În fine, tot pe 2 mai, tot un cântăresc de culoare, la fel ca și tine, James Brown se aniversează! Hey, I feel good. I know that I would now. And I feel good. I knew that I would now. Break it down, my friend. It's so good. So good. I got you. So good. So good. I got you. I feel good, sau din cauza căldurii din platou, I feel wood. Și cine altul decât Marius Saciu poate să vină ca un burete de cultură alături de mine la Sonic Show. Bine v-am găsit, domnilor, și apropo, ca fozia lui James Brown, aș cânta și eu ceva. Vă rog. Living in Romania. Acum vreo 2 luni de zile, micuțul Ponta spunea, n-am să fiu niciodată prim-ministru lui Băsescu. Niciodată. Nici în glumă. Nici în glumă. Quod erat demonstrandum. Să înțelegem că e o glumă așa mai... O mică glumă, ca să văd dacă stă sau nu stă. Deja stă de o săptămână aproape. Da, da. Știi cum e când te trimite socru de acasă, nevasta de acasă? Du-te, mă, și fă și tu ceva. Ce poți să faci în România? Mai muncește cineva? Nu. Nu. Toți vor să fie miniștri. Asta cu living în România... Permite-mi, tovarășe, să continui cu un vers. Te rog. A dracu care o mai vrea... Da, apropo, să-l trezească careva și pe Antonescu, să-i spună că a picat guvernul, domnule. Acum, știi cum e Antonescu? Este ca bebeluș și doarme după masa.
Să crească. De după masă. Să crească în sondaj. Pentru de după masă. Pentru de după masă. Pentru de după masă avem și noi, Adelina. Chiar și de după ușă, Adelina superbă. Sex bomb. You're my sex bomb. You can tell. Sex bomb. Bomb. You're my sex bomb. Baby, you can tell. Bună seara și bine v-am găsit! Salută să se ajungă până la Biharia, spre Oradea! Salută. Tocmai m-am întors de acolo, bună seara, Victor! Frumos întors, frumos întors! Să mai vii de acolo! Da, pentru mine mai a început promițător, cel puțin din punct de vedere... Da, meteorologic a început foarte frumos. Cât ai stat la soare? Câte secunde ai stat la soare? Spune câte secunde ai stat la soare. Deci, calculat în ore, în medie cam 4 ore. 4 ore. Deci eu am stat 2 ore, tu ai stat 4 ore. Da. Deci în medie am stat 6 ore. Deci în medie da. Bun, da. Bun. Da, bun, mai mult ca sigur 6 ore. Dar, să trecem la lucruri serioase. Te rog. Băieți, am citit astăzi cum că o să ajungă la Cluj în exclusivitate la un magazin apropiat de noi, nu dăm nume, nu, vinul lui Leo Messi. Asta citesc. Leo, fotbalist. Și mă gândeam eu așa, de ce se face atâta varză? Mă gândeam eu așa. Pe zarvă, chiar. Asta, ce? În varză, zarvă. Ce se face varză? E bine. Lămurește-ne. Vin de Messi, varză. Nu, deci e vin și se face mult scandal, știi? Vin să te fac varză sau? Lasă! Deci prin zarvă vor să mă facă varză, da. Deci de ce se face atâta gălăgie, atât zgomot pentru nimic pe marginea acestei teme? Așa că uite ce am adus. Un vin tonic! Aici nu trebuia să apar și eu, la creează dependență. Aici mai este loc. Pe sticlă. Aici e loc pentru sarcofagul lui Marius. Lasă, uite să se vadă, uite. Fai vedere. Fai vedere. La 2. La 2. Ăla-i 3. Da, dar nu ne ia 2. Nu ne prea. 2 e liber astăzi. Adelina a avansat, aici, vrea să o ia 3. Aici la creează dependență trebuia să apar și eu jos. Da, la creează dependență aici, și produce așa. Așa, stând la orizontală. Da, 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 da. De fapt, tu ești, dar nu se vezi că ești mai neagră decât sticla aici. Bine, băieți, În fine, o să avem și vin alb. Nu vă speriați, ăsta e un vin de care? Tonic. Cred că Rosso. Noi pregătim niște surprize cu vinul ăsta, cum a venit Adelina. O să vedeți zilele următoare pentru cei fideli pe Facebook, care nu sunt hackeri. Nu pentru orfani. Și pentru o persoană specială, ieșită din comun, care va veni aici în platou, pe scaunele astea ale durerii și râsetului. Uitați-vă la ei. Abia așteptăm să o cunoaștem pe cea care ne-a dat like-ul cu numărul... Cu ce număr? 4.000! Mișto! Alții dau terenuri, mașini, iPhone. Noi dăm vin. Normal. Dacă ai vin, le ai pătășe. Și primim like-uri. Știi care e cel mai bun vin, nu? Vin la tine. Cel mai rău și e cel mai rău vin degeaba. Hai, lasă. Hai să nu mai venim degeaba. Publicitate. Publicitate.